caz scandalos în Cluj, acolo unde autoritățile au umilit un bărbat cu un picior amputat. Acestuia i s-a refuzat dreptul de însoțitor, deși nu se poate descurca de unul singur și nici nu se poate întreține cu pensia pe care o primește de la stat. O bătaie de joc ce mi-a făcut Comisia Superioară, pentru că am solicitat să mi se dea cu însoțitor, ce trebuia să aveți amândouă picioarele tăiate ca să vă dea cu însoțitor. Așa mi-a spus de la DGASPC. Adrian Pastea a rămas fără piciorul stâng și acuză Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap din Cluj că i s-a redus gradul de handicap și este refuzat dreptul de însoțitor. Bărbatul din Cluj se confruntă cu cei care ar fi trebuit să-l ajute încă din luna aprilie, de când i s-a înfundat artera femurală și a rămas fără piciorul stâng. Am fost internat la chirurgie cardiovasculară în Cluj și mi s-au făcut 3 intervenții să mi se salveze piciorul, nu s-a reușit. Și în data de 13.04 mi-a fost amputat piciorul de domnul doctor Oprea. Că sunt disperat, vă rog să mă credeți. Sunt disperat. Îmi vine să iau un bidon de benzină să-mi dau foc undeva pentru nedreptățile astea care se fac în țara asta. Sunt oameni care n-au niciun handicap și le dă certificate de handicap, le dă legitimații de parcare. Adrian Pastea spune că este devastat și că nu mai suportă nedreptățile din țară, având în vedere că există oameni care nu au niciun handicap și primesc certificate de handicap și de parcare. El a depus dosarul pentru a obține pensia de handicap de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Cluj, dar a primit decizia de handicap grav, fără însoțitori, deși are probleme și nu se poate întreține de unul singur. În această situație, el primea 599 de lei fără suma de însoțitor, de 1.900 de lei. Mi-a venit decizia cu acasă cu grad de handicap grav. Și am făcut, bineînțeles, contestație pentru că aveam nevoie de însoțitor. Deci grav e fără însoțitor? E fără însoțitor. Bun. Aveam nevoie de însoțitor. Trebuie să mă spele cineva, să nu puteam să stau nici pe WC-ul. La mijlocul lunii decembrie, bărbatului a fost redus gradul de handicap și va primi acum 449 de lei pe lună, dar mai are de plătit și diferența până la 599 de lei, pe care autoritățile spun că ar fi primit-o ilegal după decizia din august. Mi-a schimbat decizia Bucureștiul, Comisia Superioară, din handicap grav în handicap accentuat, ca și cum mi-aș fi tăiat un deget. Acum bărbatul cu piciorul amputat trebuie să se descurce cu pensia de 449 de lei.